Salut! Am ajuns la munte. Sunt într-un parc național, nu o să vă zic în care. Și am venit să încerc să prind ceva păstră. Am dorit să și gătesc unul astăzi, dacă reușesc să prind unul mai mare. Vremea e superbă. Pentru sfârșitul lunii septembrie e o zi superbă. În cel puțin 24-25 de grade afară. Așa că hai că să încerc să trec la treabă. Am ajuns la apă. După cum se vede, apa nu-i prea limpede. Posibil să escaveze mai sus. Dar arunc aici de câteva ori. Și după aia am să urc încet pe râu. Azi sunt cu mașina. Dacă o să-mi fie mult mai ușor să merg în amonte. Am pus o rotativă de la down, de 0-0. Paleta aurie. Ar trebui să îi impresionez pe păstrări, să le atrag atenția. Mai sunt doar câteva zile până la închiderea sezonului la păstră. Să trebuie să profit din plin. Da, este primul păstrăvior. A, ce micuței. Să mă uit pe mână. Stai mă locului, că-ți dau drumul, stai. Da. Fugi, a fugit, uite. Deja s-a ascuns sub piatra aici. Aici un izvor. Atât de bună apa asta, nu vă pot spune. Nu o să umplu sticla. Vreau să o calc după mine și să nu fie prea grea. Bun, suficient. S-a îngrijit totuși și pe aici că acum o lună de zile, la sfârșitul lunii august, mai sus m-am întâlnit cu râsul. Era cam la 15 metri de mine și eram cu bicicleta, imaginați-vă. Așa că trebuie să am grijă să mă uit stânga-dreapta. Hai să încerc să mă întorc. Mai sus am văzut tot așa un golfuleț, să zic așa. Bine, poate acolo am noroc.
să-l iau pe unul mai mărice, ca să-l și păstrez. N-am camera la mine, e în mașină, l-am încărcat exact acum când am prins frumusețea asta de păstră, exact acum. Da. Superb. Să vedem cum cobor eu aici. E un loc bun. Un sud accidentat și abrupt. Hai să văd. Acolo. Am pus-o și lanta asta de la Smith, care seamănă cu un păstrăvior cumva. Să vedem dacă reușesc să-i stimulez. Ce bune sunt murele astea de munte! Sper numai să nu mă întâlnesc și cursul. Că și lui îi plac astea. M-a mușcat unul, dar foarte șmecher. Ați și observat deja, am lanseta de la RTB, model Light Gamer XF, de 1,7 grame, cu mulineta mea favorită, de la Favorit Arena, de 2000. Am un fir textil de 0.10 cu un înaintaj de 0.16, nu, 0.18, scuze, de fluorocarbon. Cum spuneam, vreau să și gătesc un păstrăv. Acesta este. E limita legală. E numai bun, după părerea mea. Bun. Și vreau să găsesc și o piatră pe care să-l gătesc, dar cred că am să-l fac pe un băț. Okay.
Aproape gata. Păstrăvanul. Da, aștept să mănânc. Da, uite. Scot și rastrinării. Da, uite ce fain iese. A, ce bine ai făcut. După ce mănânc, mă apuc iar de pescuit. Nu pot să vă descriu în cuvinte ce gust are. Este ceva. Tot bibănoș. Mănâncă bibanii. Fugi. S-a lovit săracul, cred că. N-am scăpat. Sărit aici unul mic, pitic. O să încerc și cu un wobbler de la Owner Cultiva de 2,5 grame. Să vedem cum răspunde păstrăvanul. Dacă răspunde. Nu prea am avut sincer succes cu wobblerul ăsta. Cu wobbler foarte lăudat de mulți pescari, dar eu nu prea am avut succes. Să vedem, poate de data asta, cine știe.
este. Iar unul foarte mic. Să mă uit pe mână. Mușcat foarte anemic, dar atât a fost atât de mic că l-am tras afară. Ia. Hai, poți, mă.